Iubite surori, dorim să vă mărturisim că vă iubim și vă prețuim și vrem să vă spunem la mulți ani cu Domnul Isus Hristos. Până la capăt cu Domnul Isus Hristos. Chiar dacă sunt și încercări, chiar dacă sunt și boli, până la capăt cu Domnul Isus Hristos. Să nu fie niciun moment în care să te gândești să dai înapoi, să te răzgândești ci să mergi până la capăt cu Hristos. Să fie celul vieții tale, indiferent de greutate, de pierdere, până la capăt cu Iisus Hristos. Cântarea care ai cântat-o la botez, poate, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi niciodată nu voi da. Și înapoi nu voi da. Să fie mărturisirea de credință a vieții tale. Amin? Așa că Domnul să binecuvânteze toate surorile da, căsătorite și necăsătorite, surorile văduve, Dumnezeu să vă întărească și să vă binecuvinteze. Iubită Biserică, de ceva vreme suntem în seria aceasta de mesaje despre lucrarea Duhului Sfânt. Și duminica trecută am avut un mesaj introductiv despre botezul cu Duhul Sfânt. Astăzi mai facem un mic pas în învățătura aceasta a botezului cu Duhul Sfânt. Vă măturisesc că nici astăzi nu e puiză tot materialul scripturii cu privire la botezul cu Duhul Sfânt. Așa că cred că vom mai avea câteva episoade de genul acesta despre ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt și cum cum putem să-l vedem mult mai clar în viețile noastre. Așa că vă aduc aminte doar câteva detalii de data trecută, și vă aduc aminte de faptul că la Rusalii au fost ridicate două întrebări. Prima întrebare era următoarea: ce înseamnă aceasta? Și întrebarea aceasta cere explicații. Oamenii s-au uitat la apostol, la ucenici, la cei 120, i-au văzut vorbind în limbi. Vorbeau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Și oamenii uitându-se la ei se întrebau și spuneau, dar asta ce înseamnă? Și Petru se ridică înaintea mulțimii, Petru ca și aduceți vă aminte că l-am studiat pe apostolul Petru. Petru era cumva uh, uh, cel mai de dintre cei 12. Petru ca și reprezentant al apostolilor se ridică înaintea mulțimii și erau mii de oameni. Și le spune, bărbați israeliți, ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Și Petru le dă explicații la ceea ce s-a întâmplat în ziua aceea de Rusalii. Și după prima întrebare, a doua întrebare de Rusalii a fost, fraților, ce să facem? Ce să facem? Și Petru le spune, pocăiți-vă. Așa că poate ești de această dimineață în locul acesta. Poate ești pentru prima dată sau poate ești, uh, uh, ești musafir. Sau poate că ești al bisericii, dar încă nu te-ai pocăit. Să dai răspuns în viața ta și în inima ta la a doua întrebare. Pentru că am cântat fiecare dintre noi că vocea lui Dumnezeu se aude. Și ea îmi dă har. Ce fel de har? Harul pocăinței. Că trâmbița lui Dumnezeu sună și în această dimineață. Și îmi spune, și îmi spune pocăiește-te Mihai. Pocăiește-te Vasile, întoarce-te la mine, smerește-te, mărturisește că ești un păcătos sau o păcătoasă și vină la mine. Așa că în această dimineață ne uităm la cele două întrebări de la Rusalii. Ce înseamnă aceasta și ce să facem? Și referitor la prima întrebare, la ce înseamnă aceasta? Întrebarea aceasta necesită explicații, explicații. Și spuneam data trecută faptul că primirea Duhului Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt sunt experiențe care apar simultan. Adică la pachet. Ai primit Duhul Sfânt, ești botezat cu Duhul Sfânt. Și spuneam data trecută că primirea Duhului Sfânt înseamnă intrarea. Duhului Sfânt în viața personală a unui credincios. În timp ce botezul cu Duhul Sfânt înseamnă încorporarea credinciosului în trupul Domnului Isus. Așa spuneam că, că primirea Duhului Sfânt înseamnă intrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului. Pe când botezul cu Duhul Sfânt înseamnă încorporarea celui credincios în trupul Domnului Isus Hristos. Și o să spuneți, dăm un exemplu, v-am dat și data trecută, îl vedem și duminica aceasta. 1 Corinteni 12 cu 13. Spune și e doar un exemplu, o sunt multe altele. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să ce? Să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi. Și toți au fost adăpați dintr-un singur Duh. Și, dragi frați și surori, iubită biserică, în această dimineață aș vrea să vedem ce înseamnă cu adevărat am alcătuit un singur trup la botezul cu Duhul Sfânt. Pentru că în Cartea Faptele Apostolilor găsim doar patru exemple. Patru exemple de botez cu Duhul Sfânt. Și niciodată, niciodată un exemplu nu se repetă la aceeași categorie de oameni. În Cartea faptele Apostolilor sunt patru categorii de oameni. O să vedem pe parcursul mesajului de astăzi, patru categorii de oameni. Luca a căutat în mod special să le evidențieze. De ce? Ca să arate lumii și ca, ca, ca să vedem fiecare dintre noi că Dumnezeu a hotărât în suverenitatea lui să încorporeze toate categoriile de oameni. Într-un singur trup. Prin ce? Printr-un singur botez. Botezul cu Duhul Sfânt. Așa că Pavel spune: Am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobos, și toți am fost adepați dintr-un singur Duh. Așa că, în mod specific, Apostolul Pavel explică că botezul Duhului Sfânt înseamnă Încorporarea în trupul lui Hristos. În trupul lui Hristos. Ține minte fraza aceasta: că botezul cu Duhul Sfânt înseamnă încorporarea în trupul lui Hristos. Și aș vrea să te uiți la firul roșu din Cartea Faptele Apostolilor și să vezi adevărul acesta din Fapte 2, apoi te uiți în Fapte 8, apoi te uiți în Fapte 10 și apoi te uiți în Fapte 19, cele patru categorii de oameni. Care au fost încorporați uh, în trupul lui Hristos. Semnul uh, esențial al botezului cu Duhul Sfânt, uh, ne-am uitat și data trecută, un semn distinctiv care nu poate lipsi de niciun eveniment de botez cu Duhul Sfânt este următorul. Pentru că suntem foarte fascinați de semne. Frate, vreau să văd un semn și evreii erau fascinați de semne. Și spuneau, Doamne, fă, fă o minune, fă un semn. Și Domnul spune, nu, se va, nu, nu vi se va da un alt semn decât semnul prorocului Iona. Noi suntem și noi fascinați de semne. Frate, dar să avem un semn că suntem botezați cu Duhul Sfânt. Uh, sigur că unii văd semn că spun două, trei cuvinte neinteligibile într-o altă limbă. Dar semnul adevărat al botezului cu Duhul Sfânt este următorul. Cei botezați cu Duhul vorbeau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Așa că te uiți la tine și spui, dar și eu sunt botezat cu Duhul Sfânt. Pentru că așa cum spui, frate, botezul cu Duhul Sfânt îl primesc la convertire, la nașterea din nou, când a fost mântuit. Dar parcă n-am îndrăzneală. Dar parcă n-am curaj, frate, să mărturisesc. Dar parcă la mine e un minus. Că frate, ce se întâmplă? N-am putere. Biblia spune că semnul inteligibil al botezului cu Duhul Sfânt este că cei botezați cu Duhul vorbesc lucrurile minunate ale Lui Dumnezeu. Ale Lui Dumnezeu. Din păcate, sunt foarte puțini astăzi care să urmărească dacă cei botezați cu Duhul Sfânt sau umpluți cu Duhul Sfânt au un duh de închinare, au un duh de laudă, au un duh de mărire la adresa lui Dumnezeu. Dar spui că ești botezat cu Duhul Sfânt, dar tu nu cânți, dar tu nu te rogi. Dar tu vii la biserică ca un spectator, nu deschizi gura. Dar spui, frate, eu sunt botezat cu Duhul Sfânt că am spus un cuvânt cândva. Nici vorbă, nu te înșela. Aici nu vorbim de un sprint. Aici nu vorbim de un cuvânt. Aici nu vorbim de o stregare. Aici nu vorbim de o stăruință. Ci aici vorbim de un maraton, de o îndrăzneală. O îndrăzneală izvorâtă din umplerea și umblarea noastră cu Duhul Sfânt. Și din nefericire se optează pentru un semn neinteligibil și se lasă deoparte semnul inteligibil. Așa cum spuneam, și data trecută, personal, cred că vorbirea în limbi, și o să vedeți astăzi la ce mă refer. Vorbirea în limbi de la cinzecime a a încetat și lucrul acesta constă în, în rolul ei unic în istoria răscumpărării. Acela de a arăta tuturor. Universalitatea Evangheliei și a mântuirii. Și o să vedeți la ce mă refer. Ceea ce nu cred că a încetat este conținutul acelei vorbiri în limbi. Adică Duhul de închinare, adică deslăvire a lui Dumnezeu. Asta n-a încetat și nu va înceta până când Biserica va sta pe Pământ și, și după aceea va fi răpită în veșnicie. Dar, dragilor, să știți că vorbirea în alte limbi este legată de botezul cu Duhul Sfânt dintr-un motiv foarte evident. Și anume, pentru a arăta că în trupul lui Hristos erau încorporate acum, în ziua de Rusalii, începând cu ziua de Rusalii, toate categoriile de oameni, Indiferent de originea etnică, de originea religioasă, de naționalitate, vorbirea în limbă este legată de botezul cu Duhul Sfânt, pentru a arăta că în trupul lui Hristos erau încorporate toate categoriile de oameni. Și cele patru exemple din faptele Apostolilor arată lucrul acesta. Că Dumnezeu, prin, prin Apostolul Petru, care a primit cheile împărăției, deschide ușa larg. Și Petru vine și spune, deschid ușa Evangheliei. Am primit autoritatea aceasta. Deschid ușa Evangheliei și intră oricine care crede și se botează. Așa că, dragilor, dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, în 2, capitolul 4, în fapte 2, capitolul 4, spune în felul următor. Și tot s-au umplut cu Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Apoi te uiți în 2 cu 8 și spune, dar cum îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Apoi te uiți în 2 cu 17 unde spune, în zilele de pe urmă zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Ascultă-mă cu atenție. Mesajul din această dimineață e un mesaj de învățătură, e un mesaj doctrinar, așa că necesită o mult mai multă atenție din partea noastră. Scopul limbilor sau vorbirii în limbi în acest pasaj are cel puțin două direcții. În primul rând, se arată că în biserică sunt cuprinse toate limbile, adică toate neamurile, toate etniile, fiind un avertisment lucrul acesta pentru exclusivismul iudaic. Evrei spuneau numai noi, numai noi avem templu, numai noi avem legile, numai noi avem pe Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Domnul Iisus, cu Samaritianca de la fântână. Voi vă închinați pe muntele acela, noi ne închinăm pe muntele ăsta, noi voi aveți asta, noi avem, dar evrei se vedeau așa superiori. Se vedeau superiori. Așa că semnul vorbirii în limbi din pasajul acesta arată că în biserică sunt coprinse toate etniile, toate neamurile și e un avertisment pentru exclusivismul iudaic. În al doilea rând, semnul vorbirii în limbi din pasaj arată că Dumnezeu își extinde mântuirea de la evrei către neamuri, către noi. Așa că, dragi frați și surori, iubită biserică, vorbirea în limbi este legată de botezul cu Duhul Sfânt, ca un semn care avea semnificație și rol în acea zi specială. Deoarece la sărbătoare erau prezenți oameni care vorbeau toate limbile enumerate în pasajul din Fapte 2 și toți oamenii aceștia au înțeles că Evanghelia era acum pentru fiecare popor al lumii. Evanghelia era pentru fiecare popor al lumii. De asta Dumnezeu a lăsat semnul acesta al vorbirii în alte limbi ca un semn că oameni buni, cei care cred și se pocăiesc, sunt încorporați în Biserica lui Hristos, în trupul lui Hristos. Așa că vorbirea în limbi pot să spun că nu este un semn al umplerii cu Duhul Sfânt, ci este un semn al botezului cu Duhul Sfânt. Așa că vorbirea în limbi spune cuvântul că a avut loc după cum le dădea Duhul să vorbească. După cum le dădea Duhul să vorbească. Mai mult, și apoi trecem la uh, lucruri mai practice, vorbirea în limbi apare doar acolo unde se precizează clar botezul cu Duhul în cele patru texte din faptele apostolilor, fapte 2, ține minte -ți patru referințe. Fapte 2, fapte 8, fapte 10 și fapte 19. Ai patru texte, patru texte clare a vorbirii în limbi și a botezului cu Duhul Sfânt. Vorbirea în limbi apare doar acolo unde se precizează clar botezul cu Duhul Sfânt. Și botezul cu Duhul, în primul rând, formează biserica noului legământ și încorporează în ea primii membri. Asta se întâmplă. În fapte, capitolul 2, sunt botezați cu Duhul Sfânt și acolo se formează biserica noului legământ și îi încorporează în biserică pe primii membri. Adică e nucleul acela al apostolilor și a celor care au așteptat promisiunea și vezi că această experiență e remarcată prin semnul vorbirii în limbi, care arată un adevăr incontestabil și anume, arată universalitatea Evangheliei. Că Evanghelia nu mai este pentru un popor, ci Evanghelia este pentru toți cei care cred și se pocăiesc. Și apoi, în al doilea rând, umplerea cu Duhul Sfânt împuternicește noua formație spirituală și anume adunarea. Și pentru a transmite audienței că toate națiile sunt acceptate în biserică și pentru a predica Evanghelia cu îndrăzneală, prin gura lui Petru, în acest caz, către oamenii veniți veniți de la marginile pământului, așa cum spune în fapte 1 cu 8, așadar, dragilor, avem primul semn că Dumnezeu într-o singură zi pecetruia evangelizarea întregului glob. Dați-i voi să fac câteva afirmații clare cu privire la asta. În primul rând, botezul este botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare eclesială a Duhului, adică o lucrare comunitară, nu e individuală. Nu găsim în Cartea Faptele Apostolilor un singur om care individual a fost botezat cu Duhul Sfânt. Ci vorbim de comunitate, și la Corneliu dacă vă uitați, nu numai Corneliu, ci toți de acolo. Așa că botezul este o lucrare eclesială a Duhului, în timp ce umplerea este misională. Apoi, a doua afirmație pe care doresc să o fac în această dimineață este următoarea. Botezul cu Duhul Sfânt este pentru toți credincioșii, în timp ce umplerea este către evangelizarea necredincioșilor. Adică dacă, dăm voi să spun ceva, dacă tu spui că ești credincios, că ai mai auzit afirmații de genul ăsta, frate, eu sunt credincios, eu sunt mântuit, dar n-am Duhul Sfânt, nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Un credincios fără să fie botezat cu Duhul Sfânt. Nu există așa ceva. Nu găsești în Scriptură așa ceva. Așa că botezul cu Duhul Sfânt este pentru toți credincioșii în timp ce umplerea este către evangelizarea necredincioșilor. Nu uitați ce a vorbit fratele Robert acum câteva săptămâni despre umplerea cu Duhul Sfânt ca o împuternicire pentru lucrare. Pentru lucrare. Al treilea adevăr pe care doresc să-l spun în această dimineață este următorul. Umplerea este repetabilă în timp ce botezul este unic și irepetabil. Umplerea este repetabilă, umplerea cu Duhul Sfânt e repetabilă. Dacă vă uitați, în fapte 2 ei sunt umpluți, în fapte 4 ei cer din nou umplerea și sunt din nou umpluți, Așa că nu e greșit biblic să ceri umplere constantă și permanentă cu Duhul Sfânt. Dar umplere, ține minte, umplerea e cerută în mod special pentru activități specifice de evangelizare, de misiune. A primi acea împuternicire, acea îndrăzneală din partea lui Dumnezeu pentru a face lucrarea aceea în mod specific. Așa că umplerea este repetabilă în timp ce botezul este unic și Irepetabil. Și apoi, a pat, patra afirmație pe care doresc să o fac în această dimineață este următoarea. Botezul implică grupuri de oameni. În cele patru referințe avem grupuri de oameni, în timp ce umplerea are loc și privat, adică în mod individual. Și aș vrea să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu să facem o analiză a evenimentelor din faptele apostolilor. Așa că ne vom uita la cele patru, cele patru texte și vom vedea, dar înainte de asta vreau să spun că auzim astăzi oameni tot mai des spunând că pentru botezul cu Duhul Sfânt trebuie stăruință. Frate, ai primit botezul, frate, frate, vidul la stăruință. Că, frate, sunt oameni speciali. Sunt oameni speciali care își pun mâinile peste tine și se întâmplă lucrul acesta. Nu există așa ceva. Dacă mi-arătați în scriptură un singur text pentru lucrul acesta, dar nu există așa ceva. Autoritatea apostolilor în cele patru texte din faptele apostolilor este un aspect important. În aceste pasaje. În trei cazuri din cele patru este prezent Petru. Și e important amănuntul acesta să-l ții minte. În cele patru referințe, cele patru întâmplări de botez cu Duhul Sfânt, este prezent fizic Petru. Și e important pentru că aduți aminte ce se spune despre Petru. Că Petre îți dau cheile împărăției. Și Petre, tu o să deschizi ușa Evangheliei. Și Petru, prin tine, tu vei merge și o să le uităm la, la trei categorii de oameni, în mod special evrei, samariteni și neamuri, în care Petru e prezent acolo și prin, prin trâmbița Evangheliei deschide ușa. Și oamenii credincioși sunt încorporați în biserică. Dar ca să citesc textul exact din Matei 16 cu 19, spune cuvântul, îți voi da cheile împărăției și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri. Și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Așa că, iubită biserică, Petru deschide porțile cu cheia Evangheliei în ziua 50.000. Pentru evrei, pentru samariteni și, în final, pentru neamuri dar o să mai luăm un text, a patra referință a botezului cu Duhul Sfânt, unde găsim și vorbirea în limbi, găsim și la ucenicii lui Ioan, în Fapte, capitolul 19. Așa că, dacă vă uitați pe schița aceasta, aș vrea cumva să, să o țineți minte că e foarte importantă. În Fapte 2 avem uh, întâmplarea cu evrei, Acolo Petru deschide ușa, deschide ușa sau poarta cu cheia Evangheliei pentru evrei. Apoi, în fapte 8, deschide poarta pentru samariteni. Apoi, în fapte 10, pentru neamuri. Și apoi, în fapte 19, pentru ucenicii lui Ioan. Haideți să le luăm puțin pe rând câteva detalii despre fiecare eveniment și apoi tragem câteva concluzii și uh, încheiem. Fapte capitolul 2. Evrei intră pe poartă fiind încorporați în biserică. Nu avem încă o biserică în fapte doi. E un nucleu pre-eclesial. Atunci se forma biserica. Erau ăia credincioși, dar ai vechiului legământ, nu ai noului legământ. Așa că ne aflăm, ne aflăm într-un grup de evrei 100% evrei 100%, nu e niciunul dintre ei care să facă parte dintre neamuri. Niciunul. În mod clar, Duhul Sfânt coboară peste ei, îi umple și îi botează și ei sunt atât încorporați în trupul Domnului Isus, cât și împuterniciți ca să fie martori ai lui Hristos în acea zi și de atunci înainte. Așa că vorbirea în limbi servește pentru evrei necredincioși, ca să le arate, dacă vreți și o să vedeți, dacă vă uitați în predica lui Petru, ca să arate judecata Domnului sau judecata lui Dumnezeu pentru Israel, cât și uh, îndepărtarea către neamuri. Și aici sunt prezenți toți apostolii, niciunul nu lipsește. Ei au proeminență și chiar în narațiunea și în felul în care Luca prezintă lucrurile, deși erau mai mulți ucenici, erau toți ucenici, totuși Petru și cei 11 care au autoritate se ridică pentru a explica evenimentul acesta miilor de oameni care erau adunați atunci la sărbătoare. Și Petru, fiind reprezentantul apostolilor, vorbește în numele tuturor și spune, atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis. Și știm fiecare, ne uităm și acasă. Scriptura spune că Duhul Sfânt s-a coborât peste casa în care ședeau ei. Că așa spune foarte fapte 2 cu 2, deodată a venit din cer un sunet ca văjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și e foarte interesant să ții minte amănuntul acesta. Că acești oameni, cei 120 fiind în camera de sus, acești oameni nu stăruiau după botezul cu Duhul Sfânt, nu repetau cuvinte, botez, 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 sânge, sânge, sânge și ce bazaconii mai sunt, nu-și decuplau mintea, așa cum auzim deseori, când, când dacă vrei să primești botezul cu Duhul Sfânt, trebuie să-ți decuplezi mintea, să nu mai fii rațional. Nu strigau, ci Biblia ne spune că stăteau acolo, încă, ședeau, stăteau. Și nu există niciun dubiu că toți ucenicii Domnului Isus au primit Duhul Sfânt, că toți au fost umpluți cu Duhul și că toți au vorbit în limbi. La toți s-a întâmplat lucrul acesta. Și în fapte 2 cu 4 spune că și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Nu există nicio excepție. Astfel, cel puțin acest aspect ridică semne de întrebare cu privire la majoritatea stăruințelor unde doar unii primesc darul Că s-adună corporativ, să adună dar numai unii primesc, dacă vă uitați în fapte 2, toți au fost botezați cu Duhul Sfânt, fără excepție. Și toți au început să vorbească în alte limbi. Și în fapte 2, 38 și 39, spune Petru. După ce ei sunt botezați cu Duhul Sfânt, după ce pleacă din camera de de, de sus, după ce încep să vorbească, să explice Evanghelia, spune cuvântul că Petru se ridică și spune oamenilor Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum în oricare, în oricare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Ține minte câteva detalii cu privire la lucrul acesta. Petru se adresează foarte clar evreilor. Pentru că Evanghelia se duce întâi la evrei și apoi se duce la neamuri. Apoi Petru când spune oamenilor să se pocăiască, erau mii de oameni, dintre care miile de oameni se pocăiesc, aproape 3.000 de oameni, Petru ignoră în vorbirea lui orice precizare despre vorbirea în limbi. Tocmai pentru că semnul a fost foarte clar în acea zi. Nu era necesar ca el să fie repetat la aceeași audiență formată din evrei. Nu știu dacă mă înțelegeți. Evreii au primit deja semnul încorporării în biserică dacă era necesar pentru toți, Petru le spune, ascultați puțin, pocăiți-vă, pocăiți-vă și veți primi un semn al vorbirii în limbi. Nici vorbă, că semnul acesta a fost deja semn pentru toți evrei că toți sunt încorporați în Biserica lui Hristos. Dar o să spuneți în această dimineață, da, frate, dar uite ce spune acolo. Că apoi veți primi, veți primi darul Sfântului Duh. Înainte de a vorbi puțin despre asta, trebuie să spun că nicăieri în acest pasaj prescriptiv nu ne-am putea da seama că primirea Duhului Sfânt urma să fie ulterioară la mai multe zile după pocăință. Nu există precizare unei perioade de timp de așteptare, de stăruință. Și metoda propusă de apostol nu este stăruința, nu e repetarea cuvintelor, nu e decuplarea minții, ci pocăința care duce la primirea Duhului Sfânt. Asta e condiția. Și apoi, referitor la textul pe care l-am citit, în limba greacă nu există termenul apoi. Cornelescu spune aici că spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. În limba greacă nu există termenul apoi, care lasă unora de înțeles că primirea Duhului este la o distanță oarecare de pocăință. Da? Te pocăiești și apoi, după o oarecare distanță, primești Duhul Sfânt. Dar apoi, să presupunem că există cuvântul apoi. În acest pasaj, n-ar trebui nimeni să înțeleagă că acest termen indică o distanță între pocăință și primirea Duhului. Dacă aș spune, voi merge la magazin și apoi voi cumpăra o pâine, eu nu mă refer că voi merge azi la magazin, dar voi cumpăra pâinea mâine. Nici vorbă, e ilogic. Este o succesiune de acțiuni legate în acest eveniment. Și pe lângă chemarea la pocăință, condiția elementară pentru primirea Duhului, Petru îi indică o altă condiție care prezintă o promisiune și spune pentru tot ceea ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Condiția pentru primirea Duhului, pentru mântuire, este credința. Dar apoi mai spune Petru aici o condiție. Condiția este chemarea Domnului, nu stăruința. În oricât de mare număr îi va chema Domnul. Și ăsta e primul. Merg foarte fugitiv. Dacă ar fi să stăm în detalii, ar trebui să ne luăm câteva zile să disecăm toate textele acestea. Dar vedem primul, primul grup de oameni. Farte capitolul 2. Evrei. Care? li se deschide ușa Evangheliei și sunt încorporați în Biserica lui Hristos. Mergem un pas mai departe. Fate capitolul 8. Nu mai citesc textul, vă spun câteva detalii despre el. Samaritenii, e vorba de samariteni. Samaritenii se aflau în separare religioasă față de evrei, separare ceremonială, etnică. Samaritenii aveau religia lor, era un popor așa născut din căsătoriile mixte ale evreilor, rămași în Israel cu popoarele păgâne după exil. Dar samaritenii spune Scriptura că respingeau templul de la Ierusalim. Ei avuseseră un templu pe muntele Garizim, dar Templul samaritenilor a fost distrus în anul 128 înainte de Hristos, dar samaritenii continuau să, continuau să aducă jertfe pe muntele acela, chiar dacă nu mai era templul acela. Aduceți-vă aminte de Domnul Isus cu ucenicii. Domnul Isus încearcă să intre într-un sat al samaritenilor și e refuzat, e refuzat, apoi ucenicii, aduceți-vă aminte că nu întârzie să ceară foc din cer peste samariteni. Și ascultă-mă cu atenție. Nu la voia întâmplării, Luca alege să prezinte al doilea caz de botez cu Duhul Sfânt peste o categorie atât de diferită de oameni, din punct de vedere religios. Și semnificația este clar arătată în această narațiune. Și acești samariteni erau acceptați de Dumnezeu în biserică după ce au crezut și s-au pocăit. Evreii au crezut și s-au pocăit. Samaritenii au crezut și s-au pocăit. Și dacă vă uitați, o să spuneți, da, dar uite, samaritenii au primit botezul cu Duhul Sfânt ulterior. Ascultă-mă cu atenție. Motivul primirii ulterioare a botezului cu Duhul Sfânt, după evenimentul convertirii, este pentru a se păstra unitatea în Biserica lui Hristos și pentru a distruge vechea diviziune dintre evrei și samariteni. Dacă nu s-ar fi întâmplat lucrul acesta, s-ar fi format două biserici. Două biserici, pentru că o trebuit Hristos, o trebuit Dumnezeu să elimine tot separatismul acesta dintre evrei și samariteni. Și ce e interesant în textul acesta, din fapte 8, E că Scriptura nu ne spune că au vorbit în limbi, deși limbajul textului pare să lase de înțeles acest lucru. Dacă au vorbit în limbi, cu siguranță Dumnezeu a lăsat acest semn pentru a arăta că Dumnezeu s-a îndreptat și înspre samariteni și i-a primit și pe ei, și i-a primit și pe ei în biserica lui. E foarte interesant că și la al doilea caz, tot Petru este cel care. Tot Petru este cel care deschide ușa Evangheliei. În primul caz îl vedem pe Petru, în al doilea caz îl vedem pe Petru, care are autoritate apostolică și merge în direcția aceasta. Și metoda prin care acești oameni primesc Duhul. Nu este că ei se roagă, că ei stăruiesc, că ei cer, că ei repetă cuvinte, că ei au mintea decuplată, ci spune cuvântul că ei primesc Duhul Sfânt în urma rugăciunii și punerii mâinilor Apostolilor. În urma rugăciunii Apostolilor și punerii mâinii Apostolilor. Așa că nu există stăruință și nu se roagă nimeni altcineva decât Apostolii. Mergem un pas mai departe. Fapte capitolul 10. Dumnezeu deschide ușa și pentru neamuri. Al treilea caz de botez, al treilea caz de botez și de vorbire în limbi din Cartea Faptele Apostolului. Vorbind doar de Cartea Faptele Apostolului de această dimineață, sunt convins că aveți în mintea dumneavoastră și întrebări despre, da frate, uite ce scrie în 1 Corinteni, 12, 14, ajungem și acolo dar astăzi vorbim doar de Cartea Faptele Apostolului ca să, ca, ca să înțelegem linia și ideea lui Dumnezeu, ce a, ce a vrut el să facă, ce a făcut de fapt. Așa că în fapte capitolul 10, vedem că ușa se deschide înspre neamuri. Și vedem pe Corneliu, era un roman, totuși el era și un prozelit, un om temător de Dumnezeu, care credea deja în Dumnezeul Scripturilor, și este clar că el provenea dintre neamuri, la fel cum suntem și noi astăzi. Acolo Biblia ne spune că erau adunați Corneliu, rudele, prietenii de aproape, deci nu erau numai Corneliu, erau mai mulți adunați acolo să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și prezentarea acestui caz, pe care Dumnezeu îl lasă în Scriptură, are rol de a arăta că și neamurile au acces la aceleași binecuvântări. Aceeași mântuire, aceeași comunitate ca și evreii, ca și samaritenii. Și pentru neamuri Dumnezeu a deschis ușa. Și ei au primit botezul cu Duhul Sfânt la convertire. Și Biblia ne spune că Duhul Sfânt coboară în timp ce ei ascultă. Duhul Sfânt coboară în timp ce ei ascultă cuvântul Evangheliei. Și spune în Fapte 10,44 pe când rostea Petru cuvintele acestea. S-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Deci ascultă, e fantastic ceea ce se întâmplă în fapte capitolul 10. Ei ascultă cuvântul, cred cu toată inima lor, se convertesc și sunt botezați cu Duhul Sfânt. Și vorbirea în limbi este instantă atunci când coboară Duhul Sfânt peste ei. Și vorbirea în limbi este necesară și în fapte capitolul 10 din mai multe motive. În primul rând pentru că acolo erau evrei care aveau prejudecăți. Vă spuneam că ei se credeau cei mai tari. Ei se vedeau superiori. Și ei, ei erau prezenți acolo în casa lui Corneliu și au fost uimiți de coborârea Duhului Sfânt și peste neamuri. Și Luca spune foarte clar de ce trebuia să existe acest semn al vorbirii, al vorbirii în limbi. Și spune în versetul 45, toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru, au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Deci semnul vorbirii în limbi din fapte capitolul 10, a fost necesar pentru a vedea și ceilalți evrei adunați în casa lui Corneliu că și neamurile au intrare slobodă. Pentru asta a fost semnul vorbirii în limbi. Și a mai fost dintr-un motiv necesar, semnul vorbirii în limbi în fapte capitolul 10. Petru avea niște frați la Ierusalim, frați evrei cu prejudecăți. Și Petru a trebuit să se întoarcă la frații lui. Și Petru vine Scriptura și le spune fraților de la Ierusalim evrei că fraților renunțați la prejudecăți. Spune că experiența pe care noi am avut-o de Rusalii în fapte 2 o au și neamurile în fapte 10. Și ce am primit noi atunci la Rusalii, fraților, au primit și neamurile Așa că nu suntem cu nimic mai superior decât neamurile. Și evrei și samaritenii și neamurile au intrare slobodă. Au intrare slobodă. Și ce e foarte important de reținut, aduți aminte, și în a treia categorie, neamurile, îl găsim pe Apostolul Petru prezent la acest eveniment și din nou Petru cu autoritatea apostolică își pune mâinile, și se întâmplă uh, ceea ce s-a întâmplat în fapte 2 și în fapte 8. Petru nu la voia întâmplării ia împreună cu el niște frați iudei, care, adică niște frați evrei, ca să fie martori la tot acest eveniment. Pentru că Petru nu s-a dus în fapte capitolul 10, nu s-a dus în casul lui Corneliu singur. A luat în adins niște frați evrei și a zis veniți cu mine și o să vedeți ce, se, uh, ce, ce, ce se va întâmpla? Așa că metoda prin care acești oameni primesc Duhul nu este că ei se roagă, că stăruiesc, că cer, că repetă cuvinte sau își decuplează mintea, ci ei primesc Duhul Sfânt în mod suveran, prin hotărârea lui Dumnezeu, pentru că prejudecățile față de neamuri erau puternice. Și era necesar să se vadă o intervenție clară și suverană a lui Dumnezeu care nu implică oamenii. Și tot ceea ce fac acești oameni e să creadă în Hristos, în Hristosul predicat. Așa că te uiți în Evrei, capitolul, în fapte capitolul 2, și cum sunt ei botezați, ei cred și se pocăiesc. În fapte 8, ce fac ei? Ei cred și se pocăiesc. În fapte capitolul 10, ce fac? Cred și se pocăiesc. Se pocăiesc. Și apoi ultimul text pe care îl luăm, Fapte capitolul 19. Doar așa spicuiesc câteva lucruri despre Fapte capitolul 19, găsim acolo ucenicii lui Ioan. Era o partidă, niște ucenici al lui Ioan, care Biblia ne spune că au fost găsiți aici, e foarte interesant, nu mai apare Petru, apare Apostolul Pavel Pavel îi găsește, îi găsește la Efes. Ei constituie cumva nucleul Bisericii din Efes. Ei, ucenicii lui Ioan, sunt numiți ucenici, dar spune că nu au decât botezul lui Ioan. Și identitatea ciudată a acestor oameni e că e scoasă din umbră pentru că și lor Dumnezeu le dă Duhul Sfânt și ei sunt încorporați în biserică și ei sunt uniți în biserica Domnului Iisus Hristos. Și partida celor care îl urmaseră pe Ioan Botezătorul, premergătorul Domnului Isus este adăugată la marele grup al bisericii, al credincioșilor. Și vorbirea în limbi și prorocia sunt două daruri revelatoare Date de Dumnezeu pentru a semnala includerea tuturor categoriilor de oameni, inclusiv ucenicii lui Ioan în Biserica lui Hristos. Și de data aceasta nu mai apare Petru, ci apare Pavel. Nu știu dacă am înțeles fiecare. De ce Luca? Că Luca scrie Cartea Faptele Apostolilor. Luca prezintă toate cazurile acestea patru ca să arate că toți sunt prin credință și pocăință încorporați în Biserica lui Hristos. Și ca semn al autentificării și al validării, Dumnezeu s-a folosit de semnul vorbirii în limbi. De botezul cu Duhul Sfânt care l-au primit la convertire, evreii samariteni, neamurile lui Ioan și de semnul vorbirii în și semn care validează intrarea lor în biserică. dă voie să-ți dau câteva concluzii și apoi încheiem. În toată cartea Faptele Apostolilor, ascultă-mă cu atenție, nu există niciun caz în care botezul cu Duhul Sfânt să fi fost experimentat de un singur individ. Nu spun că nu s-a întâmplat lucrul acesta, ci doar că scopul lui Luca este să arate formarea noului legământ. Ăsta a fost scopul lui Luca. Nicăieri în Scriptură, după și în timpul perioadei de început a Bisericii, nu găsim credincioși în Domnul Iisus Hristos care au rămas fără botezul cu Duhul Sfânt. Deci nu pot să spun că ești credincios, dar eu n-am botezul cu Duhul Sfânt. Pentru că spune Apostolul Pavel, unul corinteni a fost botezat de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Întotdeauna, a treia concluzie, întotdeauna botezul cu Duhul Sfânt este experimentat în prezența unor apostoli ca martori confirmatori. Asta găsim în cartea Faptele Apostolilor, în special Petru, care a fost prezent în trei din cele patru cazuri, fiindcă a primit o autoritate specială dată de Hristos. În al patrulea rând, a patra concluzie Întotdeauna la experimentarea botezului cu Duhul Sfânt. Candidații nu se roagă, ci doar apostolii se roagă. Și nicăieri în Cartea Faptelor Apostolilor nimeni nu și-a pus mâinile peste alți oameni, afară de apostoli, pentru primirea Duhului Sfânt. Excepție face Apostolul Pavel, dar o să discutăm despre excepția aceasta în mesajele viitoare. Deci candidații, apostolii se roagă și doar apostolii își pun mâinile peste cei care sunt botezați cu Duhul Sfânt. A cincea concluzie. Întotdeauna la botezul cu Duhul Sfânt lipsește stăruința, strigarea, decuplarea minții și alte practici de acest fel. Nicăieri cei care au primit Duhul Sfânt nu au stăruit după el. Rugăciunea a fost a apostolilor pentru cei care nu primiseră. A fost o mijlocire pentru alții. Așa s-a concluzie. Nicăieri nu găsim în Scriptură prescripții sau pași pentru a căuta și a primi botezul cu Duhul Sfânt. Aceste prescripții diferă azi de la om la om pentru că ele nu se găsesc în Scriptură. Și vine unul și spune, frate, trebuie să faci așa ca să primești. Altul vine și spune, nu frate, trebuie să faci invers ca să primești. Singurele prescripții sunt cele în vederea mântuirii. Credința în Hristos și pocăința de păcate. Astea sunt singurele condiții pe care Biblia le spune. Și în al șaptelea rând, nicăieri în faptele apostolilor nu găsim aceeași categorie de oameni care să fi fost botezată cu Duhul Sfânt. Nu găsim aceeași categorie de oameni, adică evrei să-i găsim botezați și în fapte 2, și în fapte 8, și în fapte 10, a fost îndeajuns odată. Odată au fost botezați și prin ceea ce s-a întâmplat atunci s-a arătat întregii lumi că evreii sunt primiți. Da, în fapte 8, samaritenii, samaritenii sunt primiți și apoi toți samaritenii care au crezut și s-au pocăit au fost primiți. Neamurile, în fapte 10, o singură dată s-a arătat lucrul acesta și toate neamurile de atunci au intrare slobodă. Ei sunt primiți. Și așa mai departe. Și în final, ca să înțelegi mai bine câteva diferențe esențiale, ține minte lucrurile acestea care sunt aici afișate. În primul rând, nașterea din nou este lucrarea pe care o face Duhul prin transformarea, prin care transformă Inima Omului. Asta e nașterea din nou. Este lucrarea pe care o face Duhul, prin care transformă Inima Omului. A doua diferență esențială pe care trebuie să o reții este următoarea. Primirea Duhului este intrarea Duhului în Inima Transformată pentru a locui acolo. Primirea Duhului Sfânt este intrarea Duhului Sfânt în Inima Credinciosului, în Inima Transformată pentru a locui acolo. A treia diferență esențială pe care trebuie să o ții minte este următoarea. Botezul cu Duhul Sfânt. Este adăugarea sau alipirea credinciosului nou născut de trupul Domnului Isus. Ăsta e botezul cu Duhul Sfânt pe care îl găsim în, cart în Cartea Faptele Apostolilor. Și am văzut cele patru cazuri. Și a patra diferență esențială este umplerea Duhului. Este o manifestare a Duhului Sfânt care este deja în credincios. În vederea sfințirii sau slujirii. Iubită biserică, potrivit luminii pe care Dumnezeu ne-a dat-o, asta e învățătura, și a bisericii și a noastră, pe care o credem despre lucrarea Duhului Sfânt, și anume despre botezul cu Duhul Sfânt. Și apoi, dacă suntem cinstiți și direcți față de textul Scripturii. Vedem că Luca, nu la voia întâmplării, a lăsat doar patru cazuri în, fapte, în faptele Apostolilor, pentru a arăta că toți sunt primiți și botezați de un singur Duh, ca să alcătuiască un singur trup: fie iudei, fie samariteni, fie neamuri, fie ucenicii lui Ioan. Ca dovadă clară a botezului cu Duhul Sfânt, ca tot să, să fie în mod egal înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu a lăsat semnul vorbirii în limbi. și îl vezi ca semn acesta în fapte 2 și prin semnul acesta al vorbirii în limbi ei vesteau lucrurile minunate ale legii lui Dumnezeu. Astăzi, ce cred că trebuie să dovedim și ce trebuie să facem, e să arătăm că nu a încetat conținutul acelei vorbiri în limbi. Și anume... Să vorbești despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Asta nu trebuie să înceteze. Haideți să ne ridicăm în picioare și să cântăm această cântare.